Dragi invitați, avem un invitat special pentru prima oară la emisiunea mea. Este vorba despre Cristi Haidin. Vă spun un Crăciun fericit. Și eu urez la toată lumea prezentă de aici, de la noi și telespectatorilor Crăciun fericit. Ne vom distra aici la restaurant Albert, la prietenul nostru, domnul Gelu. Cum să nu? Îi mulțumim frumos că a acceptat ca noi să fim aici. Mulțumim, bineînțeles, formației noastre japonezi, cea mai cum tare formație emisiunii mele, nu numai una și cealaltă, că avem două emisiuni. Marian, cum te simți? Crăciun fericit îți spun și ție, că nu ți-am spus până acum. Crăciun fericit și ție și tuturor telespectatorilor și lui Necalu acolo în spatele. Fă cu mâna Necalu acolo, să te vadă lumea, așa. Așa. Ce să zic, mă simt foarte bine, suntem în familie aici. Vreau să acompaniez pe Cristi pe sistem. La valoare. Cristi, ce piesă ne cânti? Avem cea mai frumoasă melodie și cea mai nouă. E și dulce și frumoasă. Pentru toți telespectatorii, vă urez Crăciun fericit alături de doamna Cornelia și de orc japonezii. Haideți să-l ascultăm pe Cristi Haidin. Una, două, ro-fo-fo-fo-fo-fo-fo-fo. Oh, eu sunt dulce și frumoasă, ca-s dumneavoastră, vine acasă. Să părțim și zilele, să simt să nu stăline. Oh, eu sunt dulce și frumoasă, ca-s dumneavoastră, vine acasă. Să părțim și zilele, și să mă atingi ușor cu buzele, mă. Și vor ce
bună din lumea asta. Ne ajutăm și ne respectăm toată viața. La orice ți-ar face și orice ți-ar spune, frate, dă frate, frate, rămâne. Hai de mă! Pentru fanii mei, pentru fanii mei.